Recent, managerul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște a anunțat că se dorește până la sfârșitul acestui an realizarea unei investiții importante pentru pacienții secției oncologie a unității sanitare amintite. Claudiu Dumitrescu a precizat. A început realizarea liftului pentru oncologie, care era un deficit al Spitalului Județean, o restanță. Gândiți-vă la pacienții oncologici care în mare parte sunt imobilizați sau au diverse grade de handicap, care trebuiau duși de la parter la etajul 1 sau 2 și gândiți-vă în ce condiții ajungeau. Ca atare, deși investiția are ca termen de execuție un an, am convenit cu constructorul și se va realiza în cel mai probabil până la sfârșitul anului. Valoarea investiției este de 400.000 de lei, bani care vor fi asigurați din veniturile proprii ale Spitalului Județean.